În primul rând, trebuie ca să mulțumesc domnului rector pentru faptul că ne găzduiește astăzi aici, la Universitatea la Petroșani. Mulțumesc colegilor primari care, cu excepția domnului Ile, dar îi ține locul cu brio, domnul viceprimar, domnul Ile se pleca la Deva la o ședință cu deponeurile. Mulțumim din suflet domnilor din presă, cei mai importanți oameni de presă sunt prezenți aici. Mulțumim celor din mediul de afaceri, zicem noi că cei mai importanți oameni de afaceri sunt prezenți aici. Este domnul Miru Păruie, este domnul Apostu, sunt colegi de la zona D. Sunt, de fapt, mai mulți semnatari a acestei acțiuni civice. Este vorba de o acțiune civică pentru susținerea reluării investițiilor la modernizarea drumului DN66A, Câmpului Neag, Băile Herculane. Noi am gândit-o împreună cu colegii primari, nu eu, ci împreună colegii primari din Valea Jiului și nu numai, și mulțumesc pentru aceasta, cu mediul de afaceri, cu dumneavoastră cei din presă, ca o acțiune civică care să vină în sprijinul demersurilor noastre pe care le-am făcut și le facem în continuare pe lângă Guvernul României. Și aici am căutat de așa manieră ca nimic să nu fie politizat, ci să demonstrăm că de fapt este o acțiune a întregii comunități din Valea Jiului și sigur reprezentanții prin noi, prin mediul de afaceri, prin dumneavoastră din presă, să dăm tonul unei acțiuni care, zicem noi, vine în sprijinul demersurilor pe care astăzi, iată, se împlinesc 20 de ani de când au fost primele, să zicem, primii pași făcuți pentru realizarea acestei investiții extrem de importante, chiar dacă la început au fost pași mai timizi, drumul Câmpului Neag Herculane, care înseamnă dezvoltarea cele mai puternice baze de infrastructuri pentru viitoarele investiții care vor genera locuri de muncă, mai ales în domeniul turismului. Și nu numai. Turism de toate felurile. Fie el turism pe care îl prezintă stațiunile montane de schi, Parâng, Straja, viitor în Petrila, vorbim de Parcul Național, vorbim de tot ce înseamnă de zona speologică. Știți că e una din cele mai bogate din Europa, se află pe teritoriul Băii Jiului. Deci una peste alta, turismul medical în viitor, de ce nu? Și pentru aceasta am gândit noi primarii din Valea Jiului să, pentru noi am mai făcut demersuri, să apelăm și la sprijinul din mediul de afaceri, din societatea civilă și credem că dacă ne aducem contribuția în felul acesta, vom convinge Guvernul României să treacă pe lista de investiții în bugetul pe anul viitor această investiție extrem de importantă. Știți bine, istoria nu mai povestesc. A mai fost aprobat în bugetul pentru anul 2014 58 de milioane de euro, dar a fost o contestație. S-a judecat în instanță cei de la Agen Green, s-a judecat cu Guvernul României. Guvernul României, după toate procedurile, până la Înalta Curte de Casație și Justiție, a câștigat procesul, dar banii nu s-au mai alocat în bugetul de stat. Și acum, sperăm cu această ocazie, vom apela la, facem o acțiune de strângere de semnături de la cetățenii din Valea Jiului, cărora vom cere, practic, sprijinul și din punct de vedere al semnăturii, pentru că el există, ba mai degrabă am putea spune că sunt conștienți cetățenii din Valea Jiului de importanța acestei investiții strategice. Și împreună cu dumneavoastră, cu sprijinul presei, împreună cu sprijinul mediului de afaceri, societății civile, sperăm să avem succes. Noi am încercat să grăbim lucrurile. De ce? Pentru că într-un fel poate ne bucurăm că se amână aprobarea bugetului pe luna decembrie. Dorim ca până la aprobarea bugetului să putem să trimitem la București și chiar să mergem o delegație din Valea Jiului la Guvernul României, vedem sub ce formă, pentru a preda semnăturile și a convinge ca în bugetul pentru anul 2018 să fie prins bani pentru această investiție. Mai mult nu vorbesc, sunt colegii mei, domnul primar. Încă o dată mulțumesc domnului rector pentru sprijin, nu numai găzduire, ci sunt convins și din ceea ce înseamnă semnăturile și fac apel și până la urmă, în afară de a vă mulțumi, sper să, cu sprijinul dumneavoastră al presiei, al mediului de afaceri, să putem să încununăm de succes această acțiune de strângere de semnături, care să mergem la București.
pentru acele sprijin, să arătăm că nu este doar o dorință a unor lideri, ci practic este dorința întregii comunități din Valea Jiului. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație. Iată că se poate și se poate să ne dăm mâna cu toții, fie că vorbim de noi, de primarii din Valea Jiului sau de cei din administrație, dar împreună cu presa, împreună cu mediul de afaceri și cu mediul academic, să fim împreună pentru un scop foarte important și un scop al Văii Jiului. Chiar dacă drumul acesta Urican Herculane a fost primul care a fost pus pe agendă, mă refer la anii 98, dacă nu mă înșel eu, sau 97, da? A avut ghinion și, așa cum s-au mai întâmplat și cu alte proiecte, a stagnat sau a fost amânat an de an. Suntem acum în momentul în care, dacă reușim să sensibilizăm Guvernul României și prin efortul nostru al celor din Valea Jiului și să arătăm că necesitatea acestui drum este foarte, foarte, de foarte mare importanță pentru Valea Jiului. Deschiderea către Gorj s-a făcut, defileul este aproape finalizat. Iată șoseaua către Voineasa, e destul de avansată asfaltarea acolo. Se lucrează și s-a lucrat foarte mult și la drumul Vulcan Merișor. Deci, iată că acest drum, Urican Herculane, care a fost primul deschizător de drumuri, între ghilimele, ca și proiect, a rămas pe ultimul loc. Și, bun, din anumite motive și politice și de altfel, dar cred că acum este nevoie de un efort susținut al întregii comunități din Valea Jiului pentru că acest drum să fie refinanțat, pentru că celelalte probleme nu mai există legate de mediu și de Parcul Național Retezat și așa mai departe. Toate acele proceduri au fost făcute. Să dea Dumnezeu să avem succes și să nu rămână un proiect singular, ci să ne dăm mâna și noi și dumneavoastră, presa și mediul de afaceri mai ales, pentru proiecte comune, indiferent în ce localitate sunt din Valea Jiului, sunt toate benefice pentru Valea Jiului în întregime. Încă o dată felicit pe inițiatori și cred că în maxim o lună de zile, 3 săptămâni, ar trebui să strângem cât mai multe semnături pentru a vedea și decidenții politici că ne interesează în primul rând pe noi, pentru că pe ei îi interesează mai puțin. Dar dacă presiunea nu vine din partea noastră și semnătura are în democrație o forță mai mare decât poate un buldozer. Vă mulțumesc! Să rămână bună ziua, în primul rând, tuturor. Vreau să vă mulțumesc și eu pentru această invitație. Am venit, să știți, cu drag la această invitație și îmi face o plăcere deosebită că în perioada de când sunt eu primar al municipiului Lupeni, am avut plăcerea să ne întâlnim la aceeași masă cum ar veni de 2 ori. Pentru 2 motive foarte importante pentru comunitățile noastre. Și anume, prima fiind vorba de linia verde, unde ne-am dat cu toții mâna și vedeți, de multe ori se spune că noi primarii nu avem o relație foarte bună sau că ar trebui să avem una și mai bună. Dar să știți că atunci când este vorba despre proiecte importante, proiecte decisive pentru Valea Jiului, ne dăm cu toții mâna și știm că numai așa putem să facem lucrurile să meargă înainte. Numai în momentul în care facem un front comun împreună, atunci puterea noastră este una mult mai mare decât cea în care am fi fiecare individual. Și îmi face o plăcere deosebită că și cu acest proiect pe care Consiliul Județean îl susține, cu linia verde, am reușit să ne dăm mâna și să mergem mai departe și sunt convins că acest proiect se va implementa. Un proiect pe care eu îl consider de o importanță, din nou, foarte, foarte mare. Dar, într-adevăr, acest proiect referitor la Câmpul Neagă este vital pentru noi, pentru Valea Jiului. De câte bine cunoaștem și în momentul în care, nu știu, stăm într-o casă și nu mai avem ușă să mai ieșim, înseamnă că vom sta acolo o perioadă lungă de timp. Noi avem nevoie de această deschidere și deschiderea se face doar prin realizarea acestor drumuri. Trebuie să înțelegem că turiștii, investitorii, nu vor veni la noi în Valea Jiului dacă nu le putem oferi aceste condiții, astfel încât ei să poată să ajungă cu ușurință în orice punct al țării pe care noi avem. Suntem puțin, într-adevăr, dintr-un punct de vedere defavorizați acest al traficului, dar suntem avantajați, în schimb, din punct de vedere al munților, deoarece peisajele de la noi de Valea Jiului sunt unele deosebite și mă bucur că, uitați-vă, atât în Petroșani cât și în Lupeni avem turiști foarte mulți, care de fapt ce fac ei? Ne aduc în Valea Jiului, ne aduc o sursă de venit, ne aduc bani și noi cu acești bani reușim să dezvoltăm aceste lucruri.
Dacă discutam despre semnături, vreau să vă spun că Lupeniul în acest moment are undeva la 2000-2000 de semnături strânse până în această clipă și sunt convins că vom reuși să avem foarte multe semnături, deoarece oamenii conștientizează că, indiferent de culoarea politică în care ne aflăm, noi când avem un obiectiv comun care este pentru interesul Văii Jiului, trebuie să mergem mai departe. Aici vreau să vă spun un lucru interesant, la care și domnul primar Riți a fost și Cristina Ișanu, dar nu la toate ședințele. Am avut o întâlnire la AMR, adică la Asociația Municipiilor din România, unde, să știți, s-a ridicat chiar această temă. Această temă a fost ridicată de către noi și am fost asigurați de către cei de acolo că vor face în așa fel încât să ne sprijine și ei cu ceea ce pot. Un comunicat asupra primului ministru. Vedeți dumneavoastră, în momentul în care asupra unui guvern se atacă, să spunem așa, în ghilimele, de pe mai multe fronturi, de la senatori, de la deputați, de la oameni de afaceri, de la comunitate, de la primari, de la asociația de municipii, înseamnă că lucrurile sunt auzite și sunt convins că vor fi și realizate. Și acum să nu mai continui prea mult să vă spun o realitate pe care am trăit-o împreună cu domnul primar Dănuț Buhăiescu. Am fost chemați de către domnul senator, de fratele meu, odată la Deva să ne întâlnim cu domnul premier. Că nu, dânsul nu a spus, dar simt o nevoie să spun acest lucru. Și la un moment dat am ajuns doar eu, domnul senator, Dănuț Buhăiescu, domnul vicepremier, un secretar de stat important, să stăm la o masă, ca și aici, să stăm toți cei 6, 7, 8 cât eram la masă. Premier. Și cu domnul premier. Și în acel moment, când l-a văzut pe Dănuț, a zis: Dănuț, știu, drumul tău de la Câmpul Aneagă o să fie trecut, vă promit eu, o să fie trecută pe lista noastră de investiții. Avem mare încredere că lucrul acesta se va realiza și sunt convins că anul viitor vor urma procedurile de licitație, după cum, bineînțeles, urmează. Să știți că și achizițiile se fac foarte, foarte greu. A fost un punct foarte important al dezbaterii noastre pe care le-am avut, astfel încât să încercăm să urgentăm aceste achiziții să se realizeze mult mai ușor. Acum, practic, noi avem nevoie doar de bani. Celelalte avize s-au obținut în proporție de 90%. Scopul nostru era acela de a reuși să fim pe lista de investiții a Guvernului României și sunt convins că împreună o să reușim să facem acest lucru. Vă mulțumesc! Să salut și eu. Am vorbit Lucian de parcă nimic nu mai este de spus după ce am cuprins toată problema. Suntem într-un moment foarte important, zic eu. În primul rând, faptul că toți primarii sunt din nou la această masă este un lucru foarte bun. Felicit și conducerea universității că se implică, iată, a nu știu câta oară, în problemele comunității din Valea Jiului. Este un proiect foarte important care ar veni în completarea, așa cum au zis colegii mei, a sprijinului pe care l-am avut de la Consiliul Județean privind drumul ce se bate Vulcanul spre Pasul Vulcan și spre Merișor, care sperăm să fie o altă deschidere a Văii Jiului. Acest drum, Câmpul Neag Herculane, ar veni ca o culunare a dorinței noastre de a deschide Valea Jiului pentru investitori, pentru turiști, pentru oameni de afaceri. Este foarte important, consider eu, mai ales în contextul faptului că două mine se vor închide anul acesta, urmează să închidă alte mine. Este foarte important pentru turismul din Valea Jiului acest drum și faptul cel mai bucurător este că suntem toți la aceeași masă, oamenii de afaceri care, iată, vin alături de administrații locale și sperăm să fie un proiect de succes. În ce privește municipiul Vulcan, ne vom da toată silința, tot ce ține de noi, să ajutăm la acest proiect. Iată că Petila se află în estul Văii Jiului, și noi sprijinim inițiativa de a finanța acest drum, pentru că îl considerăm important pentru toată Valea Jiului și cred că doar așa uniți și mă bucur că reușim să ne sprijinim reciproc în proiectele proiectele care sunt în interesul Văii Jiului. Și noi la Petila avem un drum de N7A care de mai mulți ani este tergiversat, să spun așa, pentru că acolo am avut și finanțare, am avut și contracte, dar din păcate firmele și care au obținut contractul și autoritatea contractantă n-au reușit să se pună de acord.
Și am vrut să punctez acest lucru pentru că și eu am avut sprijin și din partea lui Tibi la Petroșan și din partea celorlalți colegi. Ne-am întâlnit de mai multe ori la Petroșan și cu prefectul și chiar și presa. Îl văd aici pe domnul Ionuț Drăgotescu, care am discutat chiar pe cheile jetului și care îmi spunea: domnule, trebuie să punem presiune. Noi toți, nu numai voi care reprezentați administrația, și noi, comunitatea, pentru că este un drum important și strategic. La fel îl consider și pe cel de la Câmpul Uneag și un aspect foarte important este acela, din punctul meu de vedere, că reușim să gândim unitar în interesul Văiului. Toți primarii, indiferent de culoarea politică. După cum spuneau și colegii mei, am făcut tot felul de demersuri pentru realizarea acestei investiții, atât la Asociația Municipiilor, cât și noi, primarii de orașe, la Asociația Orașelor, în care am avut întotdeauna promisiuni, dar consider că acest demers rezultă din faptul că la ultima întâlnire cu domnul premier ne-a impulsionat puțin și ne-a rugat să inițiativa să vină din partea autorităților locale, cât și din partea mediului de afaceri, presă, cetățeni, toată lumea să susținem acest demers, drept pentru care am trecut la strângerea de semnături și eu sper că de data aceasta vor fi de bun augur toate demersurile noastre. Da, Alinoasa fiind un nod rutier în Valea Jiului important, da. Care, curând și aerian. Da. Deci eu mulțumesc tuturor și pentru inițiativă și presei pentru susținere, mediului de afaceri care la fel se implică foarte puternic. Doamne ajută să reușim cu toții. Cum spunea Lucian Zdăriță, că s-a întâlnit cu premierul și au discutat și au pus în practică în discuție acest drum și noi, împreună cu profesorul Ghiduș, cred că în urmă cu 3 săptămâni am avut discuție cu premierul și chiar premierul a zis să facem acest lucru, fiindcă bani nu vor fi de la transportul, ci banii vor fi din turism. Există bani pentru a face infrastructura rutieră din turism și de acolo trebuie să demărăm. Cred că în urmă cu 2 săptămâni, cei 3 oameni de afaceri de Valea Jiului, Sorin Apostol, Minu Părău și Doru Tamaș, au ridicat la Camera de Comerț din nou aceeași problemă. Împreună cu Danuț Boescu, am zis și cu colegii din presă și foarte mulți au accesat imediat la această idee de a veni și a face acest loc bun. Important este ca să strângem aceste sănături. Astăzi suntem aici, fiecare e presa cu noi, dar important este ca în 2-3 săptămâni să avem cel puțin 30.000 sănături la o vale de 160.000, dacă nu strânge sănături. Eu personal voi strânge 3.000 de semnături. Dacă eu strâng 3.000 de semnături, că un primar, cum este Vasilică Jurcă sau cel la Vulcan sau Răzmeriță, cred că vor strânge cel puțin 7-8.000 de semnături. Important este ca să facem front comun toți, fiindcă noi aici trăim în Valea Jiului și important este ca această investiție să se facă. Sunt convins 99% că dacă vom strânge peste 50.000 de semnături, acest drum se va face spre Herculane. Pentru că în acest fel vom face și noi o mică presiune pentru guvernați și vor lua în seama aceste semnături. Vreau să menționez în primul rând că acest drum, să știe toată lumea, este la ora actuală. Este un drum făcut în anul 1984 ca drum forestier. Cei din partea Mehedințului au venit până în culmea județului Hunedoara, cei de la Hunedoara până acolo și atunci s-au unit cele două drumuri. De atunci el a fost folosit. Prima dată mult mai bine, în ultimul timp a fost lăsat în paragină. Deci, nu venim, ați auzit, sunt acelea ONG-uri care nu vreau să se facă nimic, de fapt, în țara asta și nici aici, în Valea Jiului. Probabil cu cât rămâne mai închis, pentru ei mai bine. Care spun că merge, acest drum va străbate singura zonă virgină din Europa. Ei, zona virgină este în Valea Cernei, n-are nimic a face cu acest drum. Singura greșeală făcută intenționat este în anul 2003, când s-a făcut acel parc Domoclet, după ce s-a demarat acest drum, și s-a prins o parcelă în așa fel ca drumul să treacă prin acea parcelă. Parcelă, gândiți-vă că dacă a fost drum forestier, drumul forestier ce înseamnă? Pentru a exploata pădurile. Ea a fost exploatată stânga-dreapta. Deci nici într-un caz nu este o zonă virgină pe unde merge acest drum. Parcul Național Etezat
să se știe, să știe toată lumea, deja e asfaltat, deci e trecut de Parcul Național Retezat, nu s-a intrat nici în Parcul Național Retezat absolut deloc, pentru că s-a mers pe același drum forestier de-a lungul apei. Tot în anul 2002 sau 2001 s-a mutat limita parcului din marginea drumului forestier, era marginea drumului și acum se vede pe pietre unde era semnat Parcul Național, pe apă, în așa fel ca să treacă un pic și parcul drumul prin parc. Ei, ăștia sunt problemele. Deci eu consider din punctul ăsta de vedere o reavoință. În ce privește că acest drum va influența o negativ înmulțirea animalelor, vreau să vă spun că eu am fost șef de district în acea zonă, în zona Oslea nu erau capre negre. Acum, de când s-a făcut acest drum, zona Oslea, deci care e partea stângă a drumului, sunt capre negre, sunt multe slămuțiri și retezat, pentru că, datorită acestui drum, nu s-a mai făcut braconaj absolut deloc în acea zonă. Nimeni nu-și mai permite, când este un drum asfaltat și toată lumea are telefoane mobile, să meargă cu arma, să tragă, să facă braconaj sau așa ceva. Deci, dacă vă aduceți aminte, acum câțiva ani, când s-a oprit acest drum, au venit tot așa o asociație ecologică, domnul primar știe mai bine, care s-au îmbrăcat în urși și au zis că o să dispară ursul. Ați văzut cum au dispărut urșii, că s-au mulțit și coboară până deci nici într-un caz. Ăștia sunt niște probleme false puse în așa fel ca noi să nu ne dezvoltăm. Bineînțeles că cu acest drum vom deranja pe foarte mulți, întrucât nici noi acum, toți care suntem aici și toți din Valea Jiului, nici nu ne dăm seama cât de important va fi acest drum pentru comunitatea asta. Trăim într-o zonă nu frumoasă, foarte frumoasă, în care turism trebuie să facem 12 din 12 luni, nu cele 3 luni, 3-4 luni care le facem iarna în 2-3 stațiuni, trebuie să facem și pe restul anului și nu vom putea face decât prin aceste drumuri. Este vorba de acest drum spre Herculane, care trebuie menționat că este singurul drum longitudinar, probabil chiar din Europa. Zic longitudinar că pleacă de-a lungul munților, de la Herculane până la Voineasa. Vine prinde Retezatul, Munții Vulcanului, Valea Jiului, Cheile Jiețului, Obârșia Lotului și merge la Voineasa. Bineînțeles, face și unirea cu Transalpina. Deci, drumul este foarte important. Sunt convins că în momentul când se va face acest drum, cel puțin 500 de locuri în turism se vor face în Valea Jiului și, atenție, ce important, locuri permanente. Deci, este foarte important și este foarte important să arătăm că îl vrem acest drum. Poate la unii li se pare banal că strângem niște semnături. Ce contează semnătura mea? Contează foarte mult. Și pentru că este imposibil să nu se țină cont de atâtea semnături. Și dacă, cu ajutorul lui Dumnezeu, acest demers va fi realizat, ne va da și încredere să încercăm și alte demersuri care le vom rezolva numai împreună. Nimeni, ați văzut, de-a lungul timpului, nu știu câți investitori au venit în Valea Jiului. Tot noi, cei din Valea Jiului, trebuie să facem ceva. Și noi și ne cunoaștem și zona și vom putea face lucruri mari, dar toți împreună. Mulțumesc! Într-adevăr, până la urmă, nimic măreț nu pot să realizez de unul singur. Mă bucur că reușim să ne punem la aceeași masă. Eu, din punct de vedere al omului de afaceri, știu că orice comunitate, de regulă, s-a dezvoltat pe cursuri de apă și la intersecții de drumuri, ceea ce nouă ne prea lipne cam lipsesc. E foarte importantă mobilitatea în zona afacerilor. Nu suntem lângă o autostradă, suntem vitregiți de acest lucru, măcar să avem mobilitate spre vest din acest punct de vedere. Oricum suntem vitregiți și pentru modul în care au fost regionalizată România, aparținând de cea mai bogată zona țării, zona vest, Timișoara, în care și dacă accesăm fonduri europene, avem cea mai mare coparticipare, Lujoare 30%, noi avem 50%. Și ideea este următoarea. Noi, ca oameni de afaceri, avem un singur scop pentru care mergem dimineața, să mulțim capital.
Acest lucru noi putem face inclusiv indiferent de discuția noastră, atâta timp cât avem un mediu prielnic în care să putem să ne dezvoltăm. Dacă încercăm să facem agricultură în deșert, oricât de bună agricultură vrea să fie, nu să facem performanță. Iar acest drum vine să ne ajute extrem de mult. Doi, nu este nicio logică a unei investiții să cheltui aproape jumătate din banii unei investiții și să o oprești acolo. Adică stai de multe ori și te gândești când ai fost stâmpit, când ai băgat acei bani sau acum că nu continuă. Adică să aleagă fiecare. Deci sper ca împreună să reușim să adunăm aceste semnături, pentru că știm foarte bine că atunci când cererea este mai mare decât oferta, apare subiectivismul, iar acest subiectivism probabil se influențează în discipline aceste liste de semnături. Și sper să reușim împreună să terminăm acest obiectiv. Vă mulțumesc, sper să fie un început, să facem împreună multe proiecte comune și asta cu un singur scop, să facem astfel încât în jurul nostru să fie mai bine. Pentru că degeaba încerci să faci un hotel de 5 stele când în jurul tău este pustiu. Încercăm să creăm să fie frumos peste tot în Valea Jiului, iar acest drum are o componentă foarte importantă.